Și tot aceeași întrebare, dacă dumneavoastră se dați la 101 deputați, și ei cu priveti în cuvinte, credeți-mă că dacă o să fie 20-30 deputați care înțeleg ce înseamnă totuși acest priveti. În rest, păi noi tocmai pe asta suntem aici în emisiune ca să le explicăm oamenilor că prevetingul de fapt este o evaluare a candidaților la funcția de membru la, în funcție de candidat la CSM sau CSP, Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor, care sunt organe de autoadministrare acestora. Facem noi acest priveting? În baza legii 26 din 2020. Hai, eu vă rog frumos, voi schimbați, aveți majoritate în Parlament și ni tare îmi place. Atunci când din majoritate spun așa privește legea, păi voi ați scris legea, voi ați făcut o lege, voi legea procuraturii timp de un an jumătate schimbat-o 3 ori, minimum. Despre ce vorbim? Așa scrie lege. Voi o scris lege. Așa e că voi scris o lege incorrectă, ca să nu spun mai rău, atunci păi, este vina voastră, nu e a cetățenilor. De ce trebuie să pătimească cetățenii? De ce trebuie să pătimească tot sistemul justiției? Pentru că voi nu știți cum să faceți o reformă în justiție. Nu trebuie. Ei, de la bun început, au spus că ei sunt gata. Sistemul singur se curăță. Ei erau gata să revină. Au venit tineri, băieți tineri, care vroiau să facă ceva în Moldova. Nu, voi un an jumătate întindeți, nu le dați voi. Consiliul Superior al Magistraturii, care mandatul le-a expirat de cum, la unii, cred că de 4 ani, sau 3-4 ani de zile, de pe 18-19 le-a expirat mandatul, și ei până în prezent, ei singurul lor își prelungesc mandatul. Oameni buni, unde s-a văzut asta? Tot așa și faceți acum cu situația excepțională. Un an, mai mult de un an de zile, noi trăim în situație excepțională. Ce fel de situație excepțională noi avem? Războiul e de parte de noi. Eu am început și înainte de pauză, vă spun. Eu înțeleg că dumneavoastră n-ați avut o problemă cu judecătorii și nu ați fost interesați să faceți reforma justiției, dar noi suntem interesați, pentru că eu înțeleg că voi credeți că reforma se face cu poale lungi și cu chișcă doneva și cu nu știu cine, dar noi credem că nu se poate așa lucru. Da, păi iată, cu cine trebuie să ne spună comisia de evaluare? Păi comisia de evaluare o să ne spună cine sunt. Păi v-am spus când, astăzi doar două ori există organ de administrare, păi, în procuratură. De ce politicul trebuie să-și bage nasul în justiție? Nu politicul trebuie să-și bage. Politicul, pentru că asta voi faceți, oameni buni. Adică voi trebuie Parlamentul e pentru că să facă reguli de joc, dar nu să se implice acolo. Păi, tocmai asta nu, nu poate să dea un prim-ministru sau un președinte de țară sau un deputat să dea indicații că uite, trebuie să faci așa. Și să mai spun eu cred că trebuie să lucrez altfel. Este legea, faceți legea. Păi noi ce am făcut? Noi asta am făcut prin lege, am mandatat 6 persoane care sunt... Câți procurori au fost sancționați pentru punerea ilegală sub învinuire? Nici unul. Câți procurori au fost atrași la răspundere pentru fapte de corupție? Păi nici unul. Și nu vreau să cu acest sistem. Noi tocmai eu nu spun asta. Puneți condițiile clare și sancțiuni clare pentru procurori, pentru judecători. Câte evaluări... Asta e puternicirea noastră. Câte evaluări ale CSP-ului ați văzut ca să fie nesatisfăcător? Câte evaluări ne faci? Toate ca una erau foarte bună. Ca la politicieni. Ne faci vreuna? Așa. La parlamentari. Ne faci? Nu. Eu încerc să vă explic un lucru. Că noi nu avem dreptul să ne băgăm în activitatea lor. Păi noi asta și facem. Noi am constituit o comisie independentă care se ocupă de acest lucru și nu ne ocupăm noi. Și de asta trebuie să dea un CSM corect și un CSP corect care să ocupe mai departe de evaluare. Corect ați spus. Organ de autoadministrare. Nu o să fie. Vă e convenabil. Pur și simplu componența actuală a CSM-ului și a CSP-ului. Clar că v-ați dori pe poalele lungi. Că nu degeaba Dodon îl îmbrățășa. În 2021-2022, câți membri noi în Consiliul Superior al Procuraturii ați investit dumneavoastră? Care nu sunt non-procurori. Tocmai pentru asta. Pentru că faceți o majoritate comodă. Tocmai pentru asta trebuie să fie evaluați membrii și să vină membrii noi. Dar de ce nu evaluat? De ce nu ați făcut din tăi privetingul la cei candidați care i-ați implicat? Păi eu streac la fel. Nu. Trebuie până îi pune pe în Consiliul Superior. Dar de ce n-ați făcut? Întâi se face legea așa pe evaluare sau întâi evaluarea așa pe lege? Nu, voi din tăi i-ați delegat pe dâși încolo în CSP? Pentru că CSP-ul urma să fie nefuncțional, foarte simplu. Deci dumneavoastră ați fi vrut să blocăm CSP-ul total? Era o majoritate, era tot pas. Voi trebuie să faceți Stoianoglu. Acolo trebuia să fie CSP funcțional. Nu putem să blocăm toate instituțiile. Pentru că, din păcate... Măcar din când în când recunoașteți că da, am greșit. Nu. Deci nu poți face întâi evaluarea, să faci întâi evaluarea oamenilor care se interesează... Care delegați încolo, da? Da. Păi tot ce ești faci acum. Atunci CSP-ul ce faci? Asta se face. Nu se face nimic, nu se întâmplă nimic. Acolo era componență, era tot. Voi ați schimbat legea cu privire la procuratură, ca să vă delegați oameni, să faceți majoritate. Da.